Superliga vă este oferită de Superbet. Bună ziua, doamnelor și domnilor, bine ați venit la Superliga. Prima partidă a rundei cu numărul 27 începe de la această oră. Suntem la Sibiu la meciul dintre Hermannstadt și FCU Craiova. Primul meci al zilei, diseară de la ora 20, avem un derby, sau cel puțin era un derby important altă dată. Ar fi putut fi CFR Cluj Dinamo, însă până atunci să vedem ce face Giovanni Costantino, antrenorul celor de la FCU Craiova, care a picat în disgrația oltenilor, în disgrația patronului Mititelu. În acest moment, FCU Craiova este pe locul al 12-lea în Superliga, este doar cu 3 puncte deasupra locului 13, loc de baraj pentru salvarea de la retrogradare, însă în același timp este și la 5 puncte distanță de locul de play-off, o bătălie aspră în acest final de sezon regulat. 11-le Sibienilor pentru acest meci, cu căbuz în poartă, Mihai Butean, Valerică Găman, Ionuț Stoica și Raul Opruț pe linia de fund, Silviu Balaure, Alessandro Murgia, Sotamino și Ianis Stoica la mijloc, Daniel Paraschiv cu Gabi Iancu în atac. 4-4-2 sistemul lui Măldărășanu. FCU Craiova cu Popa în poartă, sunt câteva modificări interesante la olteni. Andreea Padula, Companiuci, Leo Lacroa și Mascarenias pe linia de fund, Vlad Achim lângă Dragoș Albu la închidere, Sidibe s-a întors în primul 11, alături de William Batania, Simba Asa și cu Aurelian Chițu în atac. Patronul Mititelu prezent la această partidă este cu siguranță ultim. Apare ca un tank Ianis Stoica și fură balonul lui Achim, are viteză în plus, șeptarul Sibiului care intră în careu întâmpinat de Achim. Stoica își pregătește șutul, Stoica puțin pe deasupra. Cursă solitară, acțiune individuală a lui Ianis Stoica, rebelul Clujului, a părăsit șepcile roșii. N-a vrut să mai rămână la Cluj, a venit la Sibiu. 5 goluri marca în toamnă pentru Cluj, iar ultimul său gol în Superliga a fost la începutul lunii decembrie, chiar împotriva celor de la FCU Craiova. Oh, a fost chiar atât de spectaculos cum a apărut pe direct această execuție a lui Ianis Stoica. 21 de ani pentru jucătorul, vă bate se pare, francezul, da. Basa, ce bună mingea lui Basa, se ducea la vinclu, bună și parada lui Căbuz. Frumoasă execuția lui Yasin Basa. Da. Se ducea la Poianjen. Foarte frumoasă execuția. Două goluri pentru Basa în acest sezon de Superliga, cu Dinamo și cu Cluj. 3 minute s-au arătat de la margine, suntem în prelungirile primei reprize. Didă, aici însă mingea pare că îi rămâne lui Mihai Butean, ba nu, Gabi Iancu. Prea sus, mult prea sus. No, chiar modestă execuția. Ultimul gol al lui Gabi Iancu a fost rează înalt, respinge Balaure. Albu pune mingea jos. Albu, șutul lui Albu! A părut interesant, avem însă o reluare dintr-o altă poziție, să vedem cât de periculos a fost execuția jucătorului de la Craiova. Două goluri împotriva Rapidului și împotriva Farului a înscris Albu în acest sezon. Așa a apărut un șut periculos. S-a și ferit Găman. Destul de aproape, destul de... Albu, atacat de patru adversari. Albu cu șut, foarte bun, este corner. Nu este prima dată și nici a doua oară când Dragoș Albu își asumă șutul de la distanță și pe undeva cred că acest lucru trebuiau să-l încerce de mai multe ori și jucătorii Sibiului plus cu echipierii lui Dragoș Albu. Pur și simplu nu se poate intra în careu cu mingea la picior. Fazele fixe, șuturile de la distanță rămân soluții.
Foarte bine jocul să continue, în caută să se demarce în stânga Neguț, pentru el se duce acest balon, are viteză în plus, Neguț, un dribling al lui Neguț, șutul acestuia, foarte bună parada lui Popa. Nu o să mai intre prea curând Gurău, nu o să se mai întoarcă în poartă, foarte bună parada lui Robert Popa, cred că este cea mai mare ocazie a Sibiului. Nu-mi dau seama dacă a fost offside. Așa la prima vedere, pe direct a părut că era într-o poziție bună jucătorul lui Hermannstadt. Dar probabil că dacă ar fi intrat mingea în poartă, era nevoie de intervenția VAR-ului. Neguța mare, minge recuperată, interesant, de Sotamino, minge în careu, Opruț, intră mult prea mult în unghi și e gol, 1-0 pentru Hermannstadt. Minutul 88, înscrie noul intrat Fonseca, o cursă a bucuriei pentru Marius Măldărășanu. Cred că Fonseca este... Toată lumea a sărit pe jucătorul care a marcat primul său gol pentru Sibieni. Și totul a plecat de la acea recuperare impresionantă a lui Sotamino. Cartonaș galben pentru cineva. Era acolo un mănânc de jucători. N-avea ce să caute în teren. Fonseca ia, reușește, iată, să înscrie un gol care în acest moment... de pe Balaure și pe Gabi Iancu. Iancu a văzut. În acest moment Hermannstadt adună 37 de puncte, urcă peste Petrolul. Aici minge la Raul Opruț, mingea lui Opruț și Fonseca de lângă Vlad Achim, în altul atacant portughez, înscrie primul său gol, un gol de 3 puncte care s-ar putea dovedi extrem de important în bătălia pentru play-off. A venit foarte târziu acest gol.